convocat prin dispoziția numărul 107 din 21.06.2017 și asumat Comuna Greana. Din cei 11 consilieri locali care compun consiliul local, sunt prezenți 9. Deci, este domnul Lăcătușu și domnul Ghinese. Fiind prezent majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Având în vedere prevederea articolului 42 al legii 5, legea 215/2001, supun spre aprobare procesul verbal în chiar la ședința anterioară. Cine este pentru? Potriva? Mă țineți? Da. Procesul verbal a fost adoptat în unanimitate de vot. La ședință participă ca invitați domnul Raiscusic TV și domnul Ionescu Mitică pentru a prezenta un raport. Acum, conform de cu prevederea articolului 45 din legea numărul 3, articolul 45, aliniatul 3 din legea 215/2001, la punctul 3 al ordinii de zi, este în discuție statutul comunei și trebuie adoptat cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcție. Ca să știți, la punctul 3, când este vorba de statutul comunei, aici este vorba, trebuie adoptat cu două treimi. Da. Așa, acum rog pe domnul Moise Cosmin, președinte, să preia funcția lucrării. Mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că voi conduce lucrările ședinței conform normelor legale și demnitate. Se decide ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea teren, categorie de folosință drum, comunal Greana, județul Bacău, număr cadastral 60.563, carte funciară numărul 60.563, în 3 loturi. Inițiator Victor Deacon, primarul comunii, aviz Comisiei Unite. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de ordine interioară a salariaților din Bacău A.T. Ardioan, inițiator Victor Deacon, primarul comunii, aviz Comisiei Unite. Proiect de hotărâre pentru aprobarea statutului Comunei Ardioan, inițiator Victor Deacon, primarul Comunii, aviz Comisiile Unite. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâre de introdus pe ordine de zi, proiect de hotărâre privind efectuarea expertizei tehnice și de documentație de avizare a lucrurilor de intervenție, care se pot încadra în această sumă în vederea stabilirii valorilor necesare efectuării documentațiilor, în vederea obținerii autorizației de construire și a efectuării lucrurilor pentru obiectiv consolidare pod calamitate în anul 2016 pe DC176 Ardioan, Comuna Ardioan, județul Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării suprafeței totale de 56,55 hectare pășune situată în ecograzanul Comunei Ardioan, în vederea folosinței și executării serviciului de întreținere a acesteia, de către crescătorii de animale. Adresa Inspectoratului Școlar Județean Bacău, cu numărul 6031, din 10-15-2017. Să pun la vot proiectul în ordine de zi, în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. În realitate de vot, a fost aprobat în ordinea de zi. Intrăm în ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea teren, categoria de folosință drum, comunal de Ardioan, pentru Bacău, numărul cadastral 60.563, carte funciară numărul 60.563, între loturi, aviz Comisiei Unite. Doamna Anica Gabriela, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiei Unite. Comisiei la avizare de favorabil proiectul în forma prezentată. Dau cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta raportul de specialitate. În vederea obținerii autorizației de construire pentru lucrare, constituire pod beton armat este drumul Tazlău Sărat, pe DC178, Comuna Ardeau, județul Bacău, având în vedere nota de completare cerere numărul 4002, din 28.03.2017, prin care Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacău ne anunță că documentația 60.563 se suprapune cu ABA Sibet Bacău. Vă rog să supuneți analizării și aprobării Consiliului Local al Comunei Ardeoani un proiect de hotărâre prin care să se aprobe efectuarea operațiunilor notariale de dezmembrare teren în suprafață de 2618 metri pătrați, categorie de folosință drum, situat în extragramul Comunei Ardeoani, județul Bacău, identificat prin numărul cadastral 60.563 Ardeoani, având pricini nord. Număr cadastral 60.562 și teren proprietate comună Ardeoani, sud, număr cadastral 60.564 Mihalache Dumitru și teren proprietate comună Ardeoani,
Est, Ava Siret, Apatazou Sărat, Vest, Ava Siret, Apatazou Sărat, al cărui drept de proprietate este întabulată în cartea funciară numărul 60.563 a Comunei Ardeoan, județul Bacău, încheierea numărul 8364 din 0204-2015, la BCPI Moinești, al OCPI Bacău. Conform planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezbitire numărul cadastral 60.563, desemnarea fiind în trei loturi. Lotul numărul 1, suprafață de 870 de metri pătrați drum Comuna Ardeoan. Lotul numărul 2, suprafață de 744 de metri drum ce va trece în administrarea Ava Siret Bacău. Lotul numărul 3, în suprafață de 1004 metri pătrați drum Comuna Ardeoan. Raportul de specialitate este întocmit în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale numărul 215/2001, republicată, stabilește în sarcina autorităților administrației publice locale competențe legale privind dezvoltarea economico-socială și de mediu al calităților, realizarea lucrărilor și luarea măsurilor necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate. Potrivit acelui act normativ, la articolul 37, se alineatul 4, litera D, se prevede că în exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul Local aprobă la propunerea primarului documentațiile tehnico-economice pentru proiecte de investiții de interes local cu condițiile legii. Potrivit articolul 44, alineatul 1 din legea numărul 273/2006, legea finanțelor publice locale, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, acte o finanțare se asigură integral sau în completare de la bugetele locale, se aprobă de către autoritățile deliberative. La alineatul 4 se prevede că ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează și aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investiții noi, indiferent de sursa de finanțare ori de competența de aprobare a acestora. Față de cele prezentate mai sus, apreciez că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât proiectul de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentației privind dezmembrarea teren categoriei de folosință drum comună de la județul Bacău, număr cadastral 60.563, carte funciară numărul 60.563 în 3 loturi și poate fi pus pe dezbatere și adoptarea Consiliului Local al Ardeoan. Mulțumim, domnul Cercunoar. Să spun o chestiune. Deci, când am fost să adoptați proiectul de hotărâre, în articolul 4, deci când a fost discutat la notariat, mi-a spus că trebuie împuternicit domnul primar și secretarul comunei pentru a semna documentele notariale în ceea ce privește dezmembrarea acestui teren. Deci, mai bine, ca să înțelegeți. Deci, este vorba de terenul ăla de la Poz la Râmpinești, care face parte din domeniul privat al comunei. Deci, domeniul public este partea de mijloc al Beai, este al Ava Siret, iar malul de stânga și de dreapta este al nostru. Deci, de asta trebuie făcută dezmembrare. Deci, pentru că partea de stânga are un număr cadastral, apa are un număr cadastral și asta la alte, marul ăsta la alte, are și un alt număr cadastral. Și deci trebuie făcut de dezmembrări pentru fiecare parcel în parte. Deci aici, așa, deci când se face operațiuni notariale, trebuie, dezmembrare trebuie să fie împuternicite de către postul local, de marul comun, de marul comun, de marul comun, ca să știți, să aveți vedere că nu adoptați, să știți că e cu zic chestiunea asta, nu aveți adoptat. Dacă mai doriți ceva secundul? Da, sunt de acord cu cele prezentate de către domnul Vige la dezmembrarea terenului cu numărul de înregistrare la 60.563 și a cărții furnicare tot la fel, cu același număr, în cele trei loturi. Da, aș vrea să pun și o întrebare, de acord cu ce a spus domnul Vige. Apa Sireta asta nu are niște obligații față de cursul apei, care eu, spre exemplu, mă refer, am făcut niște jalonări acolo și exploatează, acum văd că nu, că eu mai, mi se pare că a fost și domnul Vici acolo, și eu mai alugat cu oamenii, că ei, față de ce o jalonat, Sireta. Să trecem la nu face obiectul punctului de zi, dar puteți să spună, dar hai să
Stăm pe punctul de dezmembrare. Nu vorba de dezmembrare aici. Aici e vorba de... Da, normal, dacă dezmembrăm și mai vine apa, nu mă dea și pe asta... Și dar hai să ținem pe ordinea de zi, vă rog. Bine, atunci, mulțumesc. Altcineva dar mai vrea să ia cuvântul? Dacă nu, supun la vot forma de... proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la următorul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de ordine interioară a salariaților din cadrul OAT Ardian. Aviz Comisiei Unite. Domnul Macadam Bogdan, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiei Unite. Comisiile Unite adiază favorabil proiectul de hotărâre vom prezenta. Mulțumim, dau cuvântul domnului secretar Neamțu pentru a prezenta raportul de specialitate. Deci eu nu vreau să dau o citire întregului referat. Este vorba de un noi pe care m-am dat de când se schimbă Consiliul Local. Deci trebuie la fiecare mandat adoptat și un regulament de ordine interioară pentru aparatul specialitatea primarului. Aici sunt în cont de toate prerogativele legale. Este vorba de legea funcționarilor publici numărul 188-99, vorba de codul muncii stabilit prin legea 53-2003, care sunt republicate și modificate. Și aici sunt o serie de reglementări și aici privește statutul practic al salariatelor. Da. Și aici n-are rost să vă dau citire, că vă dați seama, este foarte mult. Aici sunt invocate toate articolele din legi, din hotărâri de guvern. Prima dată și prima dată noi l-am adoptat, l-am aprobat pe el în dispoziție de primar, care legea permite să facă, nu puterilor trebuie supus aprobării și Consiliului Local. Deci asta este singura chestiune. Ce își privește regulamentul de ordine interioară. Regulamentul de ordine interioară există permanent, dar trebuie reînnoit odată cu fiecare mandat. La fel și cu regulamentul de ordine interioară și cu întrebarea Consiliului Local. Da. Mulțumesc, domnul secretar. Dacă doriți cineva să ia cuvântul, domnul Sandu? Da, noi cunoaștem întrebările astea, care s-a mai pus în discuție în anii din urmă. Problema care ați prezentat o dumneavoastră astăzi, domnul secretar. Sunt de acord cu ceea ce a prezentat domnul secretar. Dacă doriți cineva să ia cuvântul? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea statutului Comunei Ardian. Avizul Comisiei Unite. Domnul Rusu Alexandru, președintele Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiei Unite. Comisia propune adoptarea în formă prezentă de instituție, vizând favorabil. Mulțumim, dau cuvântul domnului secretar Neamțu pentru a reprezenta raportul de specialitate. Aici, la fel, o să fac o scurtă prezentare și aici, la fel, documentația este foarte lungă. Având în vedere prevederile din ordonanța Guvernului României numărul 53/2002, privind statutul cadru al unității administrative teritoriale aprobată prin legea numărul 96/2003, care stipulează. De exemplu, articolul 1. Prezentă ordonanța are ca obiect stabilirea statutului cadru al unității administrative teritoriale din România. Unitățile administrative teritoriale din România, cărora li se aplică prevederile prezentului statut, sunt comunele, orașele, municipiile și județele. La articolul 2. Comuna este unitatea administrativă teritorială de bază care cuprinde populația rurală reunită prin comunitate de interes și tradiții. Comuna este alcătuită din unul sau mai multe sate, componente, în funcție de condițiile economice, social-culturale, geografice și demografice. Unul din satele componente este și reședința comunei. În satul reședință de comună își au sediul autorităților administrației publice locale, care astea sunt grupate de regulă. Celelalte autorități și instituții publice reprezentative pentru comuna respectivă. Comunele, orașe și județe sunt persoane juridice de drept public. Unitățile administrative teritoriale pot intra în raporturi juridice cu alte autorități sau instituții publice. Statutul fiecărei unități administrative teritoriale cuprinde date și elemente specifice care au rol de a individualiza în raport cu alte unități similare privitoare la întinderea teritoriului, determinarea colectivității asupra căreia se exercită autoritatea Consiliului Local, populația unității administrative teritoriale, localitatea de reședință, autoritățile administrației publice locale, sediul acestora, căile de comunicație existente, categoria acestora, date privitoare la principalele instituții din domeniul educației, culturii, sănătății, asistențe sociale, presie, radio, televiziune și alte asemenea,
servicii publice existente, patrimoniul public și privat, componența și întinderea acestuia, partii de poliție, sindicate și așa mai departe. În statut se precizează că locuitorii comuni au sau orașului sunt consultați în condiție legii prin referendum. Cetățenii comuni au sau orașul pot fi consultați și prin adunări cetățenești, convocarea și organizarea adunării cetățenești se fac de către primar. Convocarea adunării cetățenești se face prin aducerea la cunoștință publică a scopului date și a locului unde urmează să se desfășoare acestea. Propunerile se consemnează într-un proces verbal. Soluția adoptată de Consiliul Local se aduce la cunoștință publică. Și așa mai departe. Potrivit legii, patrimoniul unității administrative teritoriale este alcătuit din bunurile mobile și mobile aflate în proprietate publică și în proprietate privată ale acesteia, precum și drepturile și obligații pe care patrimonial. Bunurile care aparțin unității administrative teritoriale sunt supuse inventariere anuale, în termen de 60 de zile. Creșterea sau diminuarea patrimoniului va fi termenul justificat pentru fiecare caz. Prin statut se stabilesc criterii pe baza acțiunilor la bunurile aflate în proprietate publică a unității administrative teritoriale și alte din proprietate privată, acestea pot fi date în administrare regiilor autonome sau instituțiilor publice. Prin statut se stabilesc criterii de bază pentru la consiliul local și consiliul de țină votărăți cu privire la cumpărarea unor bunuri, vânzarea bunurilor aflate în proprietate privată a unității administrative teritoriale. Uzarea, concesionarea, închirierea. Statutul stabilește condițiile de realizare a cooperării sau asocierii cu persoane juridice, române, străine, organizații non-guvernamentale. Prin statut cuprinde mențiuni privind cooperarea sau asocierea cu alte autorități, administrație publice locale din țară și străinătate. Prin statut se stabilesc în condițiile legii, însemnele specifice ale localității și modalității de utilizare a acestora. Având în vedere prevederile legii numărul 35/2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național, secțiunea 4, rețeaua de localități. Având în vedere prevederile articolului 6, alineatul 3, litera A din legea 250/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificări și completări ulterioare, care menționează printre atribute consiliul local și pe acestea de a aproba statutul comun. Consiliul de proiectul de hotărâre privind aprobarea statutului comun, rezolvator se încadrează în normele legale și este termenul. Mulțumim, domnul secretar. Dacă sunt discuții pe tema aceasta, atunci supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind efectuarea inspecției tehnice și documentații de avizare a lucrărilor de intervenție, care se pot încadra în această sumă, în vederea stabilirii valorilor necesare efectuării documentațiilor, în vederea obținerii autorizației de constituire și a efectuării lucrărilor pentru obiectiv consolidare pod calamitat în anul 2016, pe DC 176 Ardeoan, Comuna Ardeoan, județul Bacău. Doamna Nică Gabriela, președintele Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiei de Urbanism. Comisia realizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumim. Dau cuvântul domnului viceprimar pentru reprezentarea corpului de specialitate. În urma fermierilor, vin văd de domnul vicepericuloase produse în comuna de oameni în perioada 25-26 mai și 2 iulie 2016, care a afectat podul Ardeoan și conform procesului verbal privind constatarea și evaluarea pagubilor rezultatului în perioada 0206 2016, înregistrat la plenuria Comunei cu numărul 2594 din 0906-2016, la poda de oani, valoarea de obiectiv afectat și tip de material, avem valoarea de 8.000 lei, propun spre aprobarea Consiliului Local al Comunei Ardeoan, efectuarea expertizei tehnice și documentației tale, care se poate încadra în această sumă, în vederea stabilirii valorilor necesare a efectuării documentațiilor, în vederea obținerii autorizației de construire și a efectuării lucrărilor pentru obiectiv consolidare pod calamitat în anul 2016, pe DC 176 Ardeoan, Comuna Ardeoan, județul Bacău. Raportul de specialitate este întocmit în conformitate cu prevederile legii administrației publice locale, numărul 2215/2001, republicată, stabilește în sarcina autorităților administrației publice locale, competențele legale privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a localităților, realizarea lucrărilor și luarea măsurilor necesare, conformării cu prevederile angajamentelor asumate. Față de cele prezentate mai sus, apreciez că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât proiectul de hotărâre
privind aprobarea întocmirii expertizei tehnice și documentației tale, în vederea stabilirii valorilor necesare efectuării documentațiilor, în vederea obținerii autorizației de construire și a efectuării lucrărilor pentru obiectiv consolidare tot ca unitate în anul 2016, pe DC-176 avion, comuna Avion, județul Bacău, poate fi supus spre dezbatere și adoptarea Consiliului Local Avion. Domnul viceprimar, dacă sunt discuții pe această temă? Da, e necesar și binevenit. E vorba, dacă am înțeles, bine, cred că de totul aici, din Argoleța. Asta s-a fundat, așa cum se iei sau în Ciurua. Dacă nu facem la timp, după aceea va fi mai greu, mai târziu. La Leuncinești, iarăși, sunt greunează, deci, cu lucrarea cu Podoara. Dacă îl afectăm și cu ăsta, după aceea suntem suspendați aproape. Deci, cu vijalare, deci, acum, vremea asta, a zărut. Deci, sunt banii care le-am primit, 8.000 de lei. Da, 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 e foarte bine. Realizăm documentația. O facem la timp, ca să nu, după aia, să afectează și valoarele. Da, sunt de acord. Mulțumesc, da. Și eu sunt de acord cu efectuarea expertizei la podul Arleoan, deoarece și-a pierdut rezistența, se vede dacă trece pe el, s-a lăsat un picior, lăsat în jos, și la următoare viitură va fi mai rău. Și așa este bine să facem expertiză, după ce demarăm lucrările, să-l reabilităm. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum mai trebuie și mai așa cuvântul. Nu supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă? Dar să spunem cineva. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării izlazului comunal în suprafața de 56,55 hectare de pășune, situat în extravilan în Comunei Ardeoani, în vederea folosinței și executării serviciilor de întreținere a acesteia de către crescătorii de animale. Aviz Comisiei Unite. Domnul Macadam Bogdan, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiei Unite. Comisiile Unite avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumim. Dau cuvântul domnului Ionescu Mitică pentru reprezentarea raportului de specialitate. Raport de specialitate privind concesionarea prin licitație publică deschisă a suprafeței de 56,55 hectare pășune situată în extravilanul Comunii Ardeoani, în vederea folosinței și executării serviciilor de întreținere acestea de către crescătorii de animale. Având în vedere ordonanța de urgență numărul 34/2013, administrarea parcurilor, Ordinul 226 din 2003 din strategia privind organizarea activității din îmbunătățirea plajeșilor, Ordinul 544 privind metodologia de calcul a încadrării locului milenar pe hectare de pășune, prevederile legii 52 privind transparența decizională în administrația publică și legea 215 din 2001, Consiliul Local are obligația să inițieze procedura de concesionare a pășunilor. Suprafețele de pășune aflate în domeniul privat al Comunei Ardeoani sunt în prezent folosite de crescători din cadrul comunei. Îmbunătățirea nivelului de producție și utilizarea aparcă reprezintă o activitate prioritară a autorității locale, fiind în corelație directă cu cantitatea și calitatea produselor animaliere obținute în principal din exploatarea speciilor de șaurine și ovine. Locuitorii Comunei Ardeoani, crescători de animale, au solicitat concesionarea suprafeței de pășune, motiv pentru care autoritatea locală a procedează la demararea procedurii privind concesionarea acestor suprafețe în conformitate cu prevederea ordonanței de urgență numărul 34/2013. Scopul concesiunii este principal obiectiv a pășunilor, este punerea în valoare acestora pajești prin sporirea producției de masă verde și a calității acestea în concordanță cu creșterea eficienței economice a exploatării animalelor. Pășunea ce face obiectul concesionării se află în domeniul privat al Comunii Ardeoani. Motivele de ordine economic, social și de mediu care sunt abordarea sunt creșterea venitului Consiliului Local prin plata redevenței valorice, reducerea substanțială a costurilor efectuate de către Consiliul Local prin întreținerea pășunilor, întrucât viitorii concesionari le revine obligația să întrețină corespunzător pajiștea pentru a ridica nivelul de produs prin lucrări de curățire a parcului, eliminarea plantelor toxice, eliminarea excesului de apă și alte lucrări. Îmbunătățirea stării și de sănătate animalului în natural, costitatea conservării stabilului terenului agricol cu pante mari, prin urmare cu de rozumie. Modalitatea de acordare a concesiunii. Licitația se va organiza în conformitate cu articolul 36, alineatul 2, litera C și alineatul 5,
și articolul 103 din legea administrației publice locale, numărul 215/2009, republicată cu modificări referite. Plus celelalte hotărâri și legi care le-am citit anterior, care trebuie să fac în baza acestor legi. Concesiunea pășunii se poate efectua în baza unui anunț de concesiune. Înainte de a, după ce se face hotărârea Consiliului Local, se face un anunț de concesiune care se afișează pe hol și acolo se detaliază absolut tot ce trebuie făcut. Durata concesiunii este de 10 ani, cu drept de prelungire încă 10 ani, în condiții de contract de concesiune, se va încheia cu oferta. Prelungirea concesiunii se va face cu aprobarea Consiliului Local Ardeoana. Termen de realizare a procedurii de concesionare. După adoptarea hotărârii Consiliului Local de aprobare a concesiunii pășurii, se va genera procedura de organizare a licitației pe baza unui anunț de concesiune, care cuprinde publicarea anunțului, stabilirea datei, data când prezentarea oamenii se vină cu documentele, data ținerii licitației, data când se va încheia contractul de licitație. Toate astea se găsesc în celelalte acte premergătoare, în contractul de concesionare și mai departe. La licitații pot participa persoane juridice, persoane fizice, români sau străini, care desfășoară activități în domeniul creșterii animalelor sau serviciilor de întreținere a terenului. Condițiile de participare sunt cele menționate în caietul de sarcini, care este făcut și în același timp și în contractul care este. Cine este interesat, toate sunt puse la dispoziție. Nivelul minim al rezidenței, pentru calcul minim nivelul minimalizării, s-a luat în vedere taxe de pășunat stabilite anterior, când se stabileau, de către Consiliul Local. Și-a reușit din calcul 88,401 lei pe hectar. Noi am mai avut în concesiune terenul dat și la câtuna celălalt ședință s-a stabilit ca plafonul minim și s-a propus să fie 100 de lei pe hectar de viață. De aceea propunem ca și pe viitor să fie 100 de lei pe hectar. Pentru anii fiscali următori, redevența se va indexa în funcție de indice de inflație aferent anul respectiv, în plus sau în minus, cum va funcționa. Deci, valoarea mai sus menționată reprezintă prețul minim, prețul de pornire a licitației. Deci, asta ar fi. Mulțumesc, domnule Ionescu. Dacă sunt discuții pe tema aceasta, domnul Bura. Dar unde e, domnule, spune terenul ăsta? Terenul ăsta se găsește, avem 56, se găsește în mai multe tupuri. Avem un tup la Himeni, în jur de 9 hectare. Avem un tup pe Berlima, 9 hectare. Avem un tup de 14 hectare în Hotar, la Berești, ați văzut, cunoaște domnul vice, tot fost vice, cel știți, da? Da. Și încă 20 de hectare, vorba de Priana. Priana care pleacă de la Bejeni, care pleacă din partea asta, vine terenul Cireșelul de sus și coboară în partea cealaltă. Și încă 4 hectare de pășune. Care deci se poate, oricine se prezinte la dumneavoastră. Deci oricine poate să vină în coace, da? Noi vom afișa inclusiv. Toată suprafața? Nu, 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 se poate pe bucăți. De exemplu, nu unul singur. Deci, cetățeanul care are voi în zona Priană. Perfect. Poate să vină, spune ce vrei cea, altul care are parte. Deci oricare. Pentru că ce se întâmplă? Vedeți că de câți bani nu s-a mai dat și se pierd niște bani. Plus că, dând în concesiune treaba asta, crește potențialul solului. Deci omul face prin târlini în grășare, curăță pietre, taie arboretul neproductiv. Deci putem face ceva. Până lângă să bucură și el, adică îi vine și lui îmi și vine asta. Având, are și posibilitate. Eu pot să fac nu știu ce, dacă terenul este eligibil. Adică noi avem vreo 20 de hectare, sunt eligibili, în care când a fost societatea Consolans, a curățat un put și a luat bani și de la apia. Deci, intrând terenul în calitate bună, deci poate ca după aceea să se ducă și să meargă mai departe. Asta ar fi niște avantaje de ambele părți. Mulțumesc, dacă ai dorit și noi să avem un sau. A completat totul antifăuritorul meu, colegul. Atât, dar sunt de acord cu ce a prezentat domnul. Sunt de acord cu ce a prezentat Marcel, că a prezentat domnul Gine Ionescu. Într-adevăr, este foarte bine că se concesionează pășune la proprietari de animale. Până acum se concesiona la asociațiile, ori aveau, ori nu aveau animale, concesionăm. Acum, în funcție de numărul de animale, călcătura pe hectar,
Trebuie să fie concesionat. Și foarte bine, că pe 10 ani... Și ești rentabil, 100 de lei. Pe 10 ani, deoarece... De la 100 de lei, pe afelicitație. Putem? Deoarece proprietarul care de animale, care concesionează acel teren, îl îngrijește, îl curăță, îl poate trece la apea, își ia și studenții. Și o treabă bună. Eu sunt de acord. Într-adevăr, deci, dar nu știu, noi n-am putea să Consiliul Local sau Primăria, așa cum spunea domnul Rescu înainte, vă aduceți aminte că l-am fost și am dat un greșel, nu știu de atunci, mai fi dat cineva să nu fi mai fi dat. Nu s-a mai dat așa. Poftim? Nu s-a mai dat, s-au mai făcut numai lucrări de întreținere, adică curățare și restul vegetal, dar un greșel nu, nu s-a mai dat. Da, deci cine le-a, într-adevăr, să-l și îngrijească, că ia bani, subvenții de la stat că se dă, dar să-l și îngrijească ca să-l iați. După aceea să-l împădurește și degeaba. Nu, pe hârtii se fac, dar nu se fac de acord. Vreau să-l încheie, sunt teren să-l vedea. Da, eu sunt de acord, într-adevăr. E pășunea comunală. Mulțumesc. Mai cresc animale de acum acolo. O scăzut șertelul, acum. Bogdan, ai animale? Nu, nu ai. Dar indiferent ce animal, poți să ai ce. Mulțumim. Da. Să pun la mulțumim. Este văzut reforma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Secretarul de la citirea adresei inspectoratului școlar județean Bacău, cu numărul 6031, alinea 10, din 15-6-2017. Deci, având în vedere prevederea articolului 13, aneatul litera C și aneatul 2, litera din metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ pe universitate, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației Naționale numărul 3969/30/5/2017. Vă solicităm să desemnați un reprezentant al Consiliului Local care urmează să participe cu statut de observator la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și sau director adjunct din unitățile de învățământ aparținând unității administrative teritoriale adjunct. Este vorba că pe data de 17 iulie 2017 va avea loc proba scrisă pentru ocuparea funcției de director de la școala gimnazială numărul 1 adjunct. Și în cadrul Consiliul Local trebuie desemnat o persoană. Bineînțeles că a venit o adresă și către primărie, care și din partea domnului primar să fie desemnat o persoană care și observator acest concurs. Așa că dumneavoastră să faceți propuneri pentru a desemna din rândul Consiliului Local o persoană care să participe cu data de 17 la concurs. Propun pe domnul Rus. Tot din consiliul de tot frumoase toate. Da, se apucă. Vă să vrea. Nu sunteți amul. Vrei? Am făcut timpul din lume. Altă întrebare. Am făcut timpul din lume. A luat ieri am fost așa la școală. V-am prezentat. Bun, supun la vot. Ești pentru. Mă rog. Fiind depuizate toate problemele la ordine de zi, declar închise cu prea de ședinții.